deși stabilit în Mediaș, la fel ca și colegul meu și invitatul de astăzi, Costel Popa, căruia îi spunem și lui bun venit la Șoroștin pentru prima dată. Bine, v-am găsit și o bucurie pentru mine să mă aflu la tine acasă, ca să zic așa. Da, împreună cu Costel am mai colaborat la diferite evenimente, la momente importante din cariera lui, precum lansarea CD-ului, și iată că am reușit și eu să-l invit aici pe dealurile Șoroștinului într-o emisiune la un popas de cânt și joc. Vreau să întreb pe doamna Maria, ce ne cânți astăzi? Astăzi cânt un cântec de joc, Subțirică sca iarba. Așa am fost, Subțirică. Acum m-am mai împlinit. Nu-i nimic, pentru că dacă nu ne-am împlinit în viață, am trăit degeaba, nu? Da, da, da. Și eu m-am gândit așa, că de aia suntem oameni, să ne împlinim. Bineînțeles. Îl așteptăm și pe Costel să se împlinească, dar eu cred că este un om împlinit, chiar dacă încă nu este căsătorit, dar sunt promisiuni, nu? Vom vedea, așteptăm. Aș vrea să îl felicit pentru toată activitatea și pentru toată cariera lui de acum. Să știți că l-ați văzut de multe ori pe posturile de televiziune. Ați văzut că s-a străduit mult pentru ceea ce a făcut până acum și am înțeles un lucru, că fără străduință și fără muncă nu putem realiza nimic. Iată, astăzi vine să ne cânte un cântec care se numește cum? Cântă Cucu pe un deluț. Dar vreau să spun niște lucruri. Eu întotdeauna vorbesc cam mult, dar atunci când ești tu în prezența mea, te las pe tine, că știu că tu vorbești mai mult ca mine și mai bine. Așa că îți mulțumesc pentru toate cuvintele frumoase. Și cum n-am apucat să spun la început, tu ai fost de atâtea ori la mine acasă, cum am venit și eu la tine. Mă bucur, pentru că toate aceste momente în care noi ne întâlnim, de fapt, păstrează legătura dintre noi, cei care încercăm să fim interpreți. După cum ați observat, în cadrul nostru nu sunt nume mari din folclor, dar sunt nume tinere și sunt tineri dornici să cânte și să transmită. Eu cred că fiecare dintre cei care sunt aici alături de mine sunt niște nume și nu trebuie să fie nume mari, ci trebuie să fie oameni care să aducă cântecul popular acolo unde trebuie, adică la sufletele noastre, ale telespectatorilor, și chiar și la sufletele noastre, ale celor care vă cântăm. Pentru că dacă n-am simțit ceea ce cântăm, n-am putea să transmitem mai departe. Să-i ascultăm pe acești tineri extraordinari. Prietenia, la 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 la, românașule.